și e de altă natură. Și cred că totul se mărțuie. Mesajul poeziei mele este mai mult, poate în sensul ăsta, poate e chiar mai mult criptic, fiindcă e legat de credință. Dar credința e legată de ce? De transcendență. De transcendență. Și sunt multe motive pe care cel care nu cunoaște transcendența le pătrunde foarte greu. Eu sunt bucuros de faptul că cei care au scris despre poezia mea au înțeles mesajul artistic. Iată aici este doamna Maria Toacă, este unul din criticii care descifrează modestul meu mesaj artistic. Și acum trec la lecturi, să nu vorbesc. Iată cărțile la care țin cel mai mult și nu știu când încep. Încep. Asta e ultima. Asta e ultima. Și fiecare carte din ultima vreme se deosebește de cealaltă. E totul altceva. Iată o poezie despre creația artistică. Și de cod. Iată, e tocmai cazul codului. Poezie, în genere, toată e o tainică de codare. Indiferent de școală, indiferent de curent, indiferent. Dacă scriitorul nu-și face mesajul decodat, vă închipuiți că nu e scriitor. Asta este una din condițiile poeziei. Codul. Sau simbolul, dacă vreți. Tainică decodare. Ades stihul vine din proză. Dau glas în ființă-n antumii din ceasul de facerea lumii. Atunci înde mine mă înroar. Mă pierd într-o stare ciudată. Văd lumea ca-n vis, nevisată, cu miruri de mir miruită, pe semne simboluri topită. Și sinele meu logos naște, urmând o diurnă schimbare, printr-o tainică decodare, în slove pe el se cunoaște. Când ziua a opta-și dă pârgul, în rod se arată și sârgul. Nu știu dacă ați înțeles, eu cred că ați înțeles. O altă poezie. Andante al inimii. Liturghie interioară, temadă prin mărturisire. Tămada prin mărturisire este rugăciunea. Veghere în genunchi, spunea Brâncuș. Liturghie interioară, tămadă prin mărturisire, rod al buzelor ce proslăvesc numele eternității. Cupă de aur plină cu miruri și întămâieri peste fire, treaptă celest străluminată într-o înnoire a vieții. Brațele împreunate aspiră în nemuirea cu cerul. În aurora nădejde gândurile se cuminică, ca o livadă veșnică înflorește în suflet misterul și în preajmă firea e într-o neamurgită duminică. Intim andante al inimii, tainic murmurat pe rozare, cu înclinarea ființei a pioșeniei, blagă de preț, lacrima vie ce cade fierbinte pe sinaxariu.
înălțându-l la prestolul dumnezeiesc din oarba vremelnicie, omisenia prin rugă face precredincios condrumeț cu cei prea fericiți din străsempiterna împărăției. La poezia ta mai ușurică, cu mesaj de fabulă, mesaj, nebunia înțelepților. Măgarul, cu fumuri de augustă prostie, mugește în plină agoră, ritos, decât în nebunit de filosofie, mai bine prost, însă sănătos. Ce-i pentru măgar în robustețea minții? Seamă-i osebitoare dintre averi, decât judecata mai scumpi îi sunt dinții și ovăzul ce-i dă într-o corvadă puteri. Nebunia înțelepților e un har, menit din naștere unor fericiți, ființe cu iruri regești și suflete miruite. Nu se dă cu valma la neisprăviți, nici pe daiboj la fiecare dârvar, ci e străină minților măgărite. Vreau să vă citesc o poezie despre primăvară, dacă o să admiteți că e poezie despre primăvară. M-am bucurat foarte mult când mi-a spus că poezia aceasta este inclusă în manualul de literatură pentru clasa 8-a. Armintem cu heruvim. Lumina se revarsă ca-n ziua cincizecimii. Imaginea de veche a veșnicii nuntiri. Din norul lor de slavă pogoară heruvimii să miruiască preajma cu olm de trandafiri. E prorul de viață al lumii deșteptate. Primăvară. Iată e primul. Prorul de viață al lumii deșteptate. Sau care se deșteaptă. Se îmbracă tot cuprinsul odejdii de safir și în zările clădite în azururi o cetate cu multe viți pe margini cu aur de ofir. Departe în geana zării dă fâlfâiri de pară, regenerat din spuză și iar în aripat, încântătorul Fenix. Imaginea-i solară, ia idoma cântării de foc întaborat. Natura cosânzeană, în semn de bună veste, își pune coliere de almaz și mărgărint. Respiră în orice mugur armindenul, pe creste e o horă matinală cu îngeri de argint.